Bun găsit, doamnelor și domnilor! Astăzi este o zi importantă în ceea ce înseamnă sfârșitul lui decembrie 1989. Zilele 21, 22, 23, 24, 25 până spre sfârșitul lui decembrie ne fac pe noi românii să ne punem întrebarea care deja a devenit clasică și care cred că ușor, ușor își va pierde din însemnătatea și interesul celor care citesc și va rămâne cumva în sfera de preocupare a istoricilor care, pe bază ce apar documente noi, se vor pronunța asupra evenimentelor din decembrie 1989. Ca să fiu bine înțeles și clar, este bine că s-a întâmplat 1989 din punct de vedere al schimbării regimului și, practic, a punctului final al unui regim socialist totalitar și nu un comunism, cum îi spun unii, pentru că nu a fost, România n-a fost un stat comunist, a fost un stat socialist totalitar. Comunismul este o utopie, este o religie, este ce vreți dumneavoastră, dar nu este un regim într-o țară. Așa că acest regim totalitar, socialist totalitar, instaurat treptat, începând cu 23 august 1944, când trupele Uniunii Sovietice au intrat în România, până în 1958, când au ieșit, practic au pus bazele instaurării acestui regim socialist totalitar, ca urmare a câștigării războiului de către Uniunea Sovietică. Nu mă voi apleca acum asupra celui de-al doilea război mondial sau asupra lui Gheorghiu Dej, ci pur și simplu vom încerca cumva, mi-am pus aici în față mai multe volume din care voi încerca cumva să spicuiesc anumite idei despre ceea ce a însemnat anul 1989, ceea ce s-a scris mai ales de secretarul, cel puțin mie așa mi s-a părut interesant, secretarul personal al Ceaușescu, când a spus cumva, a mărturisit în cartea anul acesta lansată că Ceaușescu știa de schimbările din zona respectivă și faptul că se aștepta cumva, văzând, pentru că ca istoric care i-am citit stenogramele, ne-am urmărit politica externă și internă, Ceaușescu nu era un om prost, așa cum mulți pot să spună că i s-a făcut că nu era analfabet, că nu avea nu știu câte clase și așa mai departe, ci pur și simplu era o persoană care citea foarte, foarte mult și dacă uita și prin stenogramele vremii și prin mărturiile miniștrilor din cabinetul său, de multe ori când se punea problema să schimbe câte o virgulă pe aici pe acolo, nu aveau curajul să o facă, spunând că dacă ne prinde Ceaușescu sau dacă am stabilit ceva cu el, ar trebui să mergem în zona respectiv. Eu voi încerca cumva într-o sinteză să vorbesc despre Revoluția Română din punctul de vedere a Revoluției, că dacă ne uităm în text, Revoluția înseamnă schimbarea unui regim cu un altul nou pe alte baze, dar din punct de vedere al evenimentelor îmi sună din ce în ce mai clar ca o lovitură de stat. Repet, este bine că România a ieșit din sfera aceea socialist totalitară, că faptul că nu a ținut pasul cu celelalte state din zona Europei de Est, și mă refer aici la Cehoslovacia atunci sau Cehia, Slovacia, Polonia, chiar și Ungaria, chiar și Croația, dacă vreți, n-a reușit să țină pasul cu aceste state și să avem și noi o trecere molcomă, liniștită și în același timp să putem să ne bazăm pe o economie susținută, având în vedere că Ceaușescu, trădătorul acesta Ceaușescu, a reușit cumva ca în 1989 să achite datoria externă a României. Practic, România bifa o premieră și anume faptul că nu mai avea datorii externe. Că la proces a fost acuzat de suminarea economiei naționale, o să mă opresc asupra acestor lucruri. La început, vă recomand o carte care este scrisă de Dumitru Preda și Mihai Retegan. Din păcate, Mihai Retegan a decedat anul acesta. Cred că este ultimul volum pe care l-a semnat. Este, de fapt, o reeditare a volumului apărut în anii 2000 și anume Principiul 2009. De ce este important acest volum? Este important pentru că cei care vor să înțeleagă și să găsească o explicație a ceea ce s-a întâmplat în perioada respectivă, prin telegramele și prin centrala MAE, Ceaușescu era informat asupra evenimentelor care se întâmplau în Varșovia, în Praga, în Sofia, în toată zona respectivă și nu numai, chiar și din zona statelor importante, precum Statele Unite. Și
Practic, românii, sau cel puțin cei din centrala Maieștii, care aveau acces la documentele clasificate în vremea respectivă, știau ce se întâmplă acolo și care erau indicațiile lui Nicolae Ceaușescu. De exemplu, vreau să spunesc aici, de exemplu, dintr-o telegramă a lui Ion Stoichici, ambasadorul extraordinar și plenipotențial la Washington, către centrala Maie, privind poziția administrației SUA față de întâlnirea George Bush și Mihail Gorbachev. Știți foarte bine că la Malta, în decembrie, a avut loc întâlnirea aceasta dintre președintele Gorbachev și președintele Statelor Unite și, practic, după aceea, procesul de accelerare, procesul, principiul dominoului, practic, cum este numită cartea aceasta, a făcut ca statele acestea să cadă ca într-un joc de domino regimurile, de fapt, în statele respective, dar în România a cunoscut un regim atipic, adică nu a căzut fără victime, a trebuit să moară peste 1000 de oameni, să fie peste 3000 de răniți și aceste lucruri cumva ne fac și pe noi astăzi să arătăm că nu suntem o societate atât de hotărâtă într-un anumit fel încât să știm măcar ce s-a întâmplat cu adevărat în 1989 și să putem să tragem concluzii pertinente. Nu mă refer neapărat aici la parchet care investigează, care spune, care face, care plimbă dintr-o parte într-alta dosarul și așa mai departe, sau nu neapărat scopul nostru ca oameni de cultură este să condamnăm pe cineva să meargă la pușcărie, dar cel puțin ar trebui să ne concentrăm pe a afla adevărul dincolo de pedepsele respective. Și ambasadorul nostru în Statele Unite spune cu privire la unele aspecte ale poziției americane la întâlnirea dintre Gorbachev și Bush din Malta, informăm următoare. În legătură cu existența numeroase păreri cu caracter critic la adresa politicii americane prudente față de Europa de Est, președintele Bush a precizat că ei trebuie să înțeleagă că o perioadă de schimbări istorice nu este o perioadă pentru nechipzuință. El a arătat că unii au dorit să mă duc la zidul Berlinului, calificând aceasta o idee stupidă fără egal. În acest sens, un prieten apropiat care a discutat cu președintele Bush despre evenimentele recente din Europa, răsăritean, a arătat că îi vine greu să creadă că ceea ce se întâmplă în Europa răsăriteană. Oricine ar avea funcția sa și responsabilitatea pentru securitatea și treburile țării ar avea tendința de a fi precaut, întrucât schimbările sunt așa de impresionante, brusce și invizibile, iar implicațiile sunt grozave atât de bine cât și de mai puțin bine. George Bush a spus că îngrijorarea constă în faptul că schimbările pot fi conduse în mod corespunzător, menționând că încearcă să nu asculte pe cei care nu sunt direct implicați, însă încurajează acțiuni atrăgătoare pentru schimbări, urmărind să răspundă prudent așa cum trebuie să facă o mare putere. Preocupările lui George Bush și al Statelor Unite față de zona aceasta sunt clar și evidente. Nu am timpul necesar aici să detaliez toate telegramele și toate ideile care au venit aici, adică puteți cumva remarca în această carte și faptul că dacă Ceaușescu prin invazia din Ceoslovacia din 68 se pronunța pentru neamestecul în treburile interne, o să vedeți aici că nu mai este acel Ceaușescu, ci este acel Ceaușescu care spunea cumva că trebuie să ne amestecăm în treburile interne și oamenii aceia să reziste, să apere regimurile respective, altfel ies din influența Moscovei. Este o carte, de exemplu, documente publicate de Institutul creat de Ion Iliescu, un institut care, din punctul meu de vedere, a avut câțiva istorici, a fost desfințat, acum a fost reînființat, câțiva istorici importanți, dar dincolo de aceasta, atâta timp cât este un institut coordonat, susținut de către un președinte implicat direct și cu un interes în a demonstra că a fost revoluție, atunci nu mai poate fi vorba de știință, mai ales că sunt două lucruri care se bată cap în cap în acest institut al revoluției, o parte Colegiul Național popularizat, populat, dacă aș putea spune, cu lideri și ai Revoluției din decembrie 1989 și în partea cealaltă se bazează pe un departament de cercetare. Ori, dacă cei care coordonează cercetarea sunt cei direct implicați, atunci nu poate fi vorba de o cercetare din punctul meu de vedere și cred că este o greșeală că s-a funcționat sau funcționează în acest sens când
din punct de vedere științific, cercetătorul nu ar trebui să aibă nici mamă, nici tată, nu ar trebui să aibă nici coordonatori, nici persoane cu directive, ci pur și simplu să fie persoane independente care să judece după cum le duce documentul. Aici sunt documente, foarte multe documente, și o să vedeți că puteți să găsiți care au legătură cu Revoluția din decembrie 1989. Sunt lucruri utile, sunt lucruri interesante, o să vedeți cum s-au înființat anumite lucruri, care a fost parcursul. O să vedeți, de exemplu, și stenograma discuției cu Boștină din ceea ce înseamnă preluarea treptată a lui Ion Iliescu. Și eu am ales acum să mă opresc puțin. Sunt multe întrebări. Una dintre ele este că oricum se știa că Ion Iliescu o să fie înlocuitorul lui Nicolae Ceaușescu. Impactul acela emoțional, impactul, manipularea mass media a creat termenii încât aceste lucruri care astăzi mi se par stupide, adică Ion Iliescu s-a dus și el de la director de editură tehnică, s-a dus pe balconul CCT, s-au dat la o parte și l-au lăsat să vorbească, s-a dus omul la TVR, s-au dat la o parte, l-au lăsat să vorbească și așa mai departe. E că e cu scoață albă din punctul meu de vedere. Uitați, în 22 decembrie, pentru că suntem în 22 decembrie, cuvântarea lui Dumitru Mazilu. De ce zic de cuvântarea lui Dumitru Mazilu, în care, de exemplu, în memoriile lui Ștefan Andrei, acesta spunea de Dumitru Mazilu că era ca un fel de tractorist care avea probleme cu plagiatul, dar până la urmă i s-a părut că este băiat bun, l-a scăpat, a avut o carieră de succes la Ștefan Gheorghiu, după care, când au fost evenimentele respective, s-a adresat familiei Mazilu în sensul de a fi scăpat sau de a încerca cumva să nu intre la pușcărie. Dumitru Mazilu spune că sigur că nu se pune problema, după care știm foarte bine că Ștefan Andrei a stat o perioadă bună de timp la închisoare. De ce a fost arestat și de ce au fost ceilalți, asta este o altă discuție din punctul meu de vedere. Atunci când vine un regim, nu poți să-i bași pe cei care au ocupat funcții importante în regimul trecut, dar fără o vină clară. Mi se pare destul de edificator, uitați cuvântarea lui Dumitru Mazilu, concetățeni. Acum o oră am ieșit din pușcărie, am scris raportul despre drepturile voastre. Adică omul era preocupat de drepturile lor, de drepturile omului la Națiunile Unite, care a fost difuzat în toată lumea și am spus că în România este o tiranie odioasă, iar tiranii criminali erau glorificați pentru un cult de o dezgustătoare vulgaritate. Trebuie să recunoaștem că avea și talent scriitoricesc. Avem datoria să ne unim. Întâi vă rog să mă ascultați, să păstrăm un minut de reculegere pentru toți martirii neamului, martirii Timișoarei, martirii capitalii, martirii țării. Să păstrăm un minut de reculegere, dragi concetățeni, pentru toți cei care au suferit, liniște, pentru morții noștri. Concetățeni, avem datoria să ne organizăm. Steagul țării trebuie să fie cel care a fost întotdeauna, fără niciun fel de semn. România rămâne România. Concetățeni, țara noastră n-a fost niciodată comunistă. Vedeți, uitați, nu am regăsit în idei cu Dumitru Mazilu, o clică totalitară ne-a suprit 45 de ani și ne-a umilit. A făcut să suferem după ultimul stalinist al lumii. Mă rog, și România, concetățeni și așa mai departe. Adică în vremea respectivă părea că prinde acest discurs al lui Dumitru Mazilu, care până la urmă a și prins. O carte interesantă scrisă de Peter Siani Davis, apărută la editura Humanitas, Revoluția din decembrie 1989, autorul demonstrează teoria lui că a fost revoluție, că revoluția, doar ce s-a întâmplat, a fost, adică nu pune sub nicio formă la îndoială că a fost o lovitură de stat. Eu am răsfoit-o la vremea respectivă, analiza lui din unele puncte de vedere mă regăsesc în ea, în altele, cu niște întrebări pertinente, de ce, cum și așa mai departe, și cum au venit oamenii respectivi, cum s-au instalat putere, care au fost direcțiile respective. Nu cred în coincidențe, dar această carte crede în coincidențe. Cui este frică de adevăr? Este Constantin Bebe Ivanovici, este o carte, Televiziunea Română Liberă, mărturii inedite despre Revoluția Română în direct, într-o convorbire cu Teodor Prate și o. Acum când am zis să vorbesc despre acest subiect, am luat cărțile care mi-au căzut la îndemână din bibliotecă, însă am foarte multe cărți despre acest subiect, l-am urmărit cu atenție, la un moment dat am
cercetat și eu în cadrul Institutului Revoluției. Am făcut acea listă cu actualizat, practic, și scrisă într-un format Excel cu morții și răniții din decembrie 1989, pentru că și acolo a fost o întreagă problematică. Un soldat, de exemplu, care ar fi fost din Alexandria, rănit, făcea stadiu militar la Timișoara, a fost rănit la Timișoara și a fost decedat la București. Unii îl treceau că este mort în partea cealaltă, unii îl treceau la răniți și așa mai departe. A fost o muncă interesantă, dar măcar s-a soldat cu anumite lucruri foarte bune după o minuțioasă cercetare în arhive. Aici se găsesc discursurile din cadrul studioului, din cadrul televiziunii, cum au ajuns oamenii acolo, ce s-a discutat, ce au vorbit și așa mai departe. O carte interesantă, știu că era doar de Ion Iliescu, uitați-l aici, una din cărțile, am mers și eu la lansarea aceasta, cu speranța, considerând că, uitați, fragmente din viață și istorie trăită. Și m-am gândit că, domne, gata, președintele Ion Iliescu spune și el în sfârșit ce s-a întâmplat cu adevărat. Este o persoană vârstă, nu mai trebuie să se ascundă, ar trebui măcar pentru noi muritorii aceștia să ne spună și nouă care și cum au fost, cum s-au derulat evenimentele și nu doar așa o ipoteză relatată în fiecare zi. Ion Iliescu, în schimb, vorbește despre multe, multe alte lucruri, dar de fiecare dată emite acele întrebări esențiale. Cum ați ajuns? Cum l-ați găsit pe Petre Roman? De ce l-ați găsit pe Petre Roman prim-ministru? Cum v-ați ales echipa? Cum de nu ați avut nicio... nu ați întâmpinat nicio problemă în a vă duce și vă lua rolul împreună? De ce, de exemplu, i-ați arestat pe Ștefan Andrei și pe ceilalți din loturile respective, mai ales că nu avea, de exemplu, ministrul de externe niciun atribut pe zona aceasta de securitate și așa mai departe. Dar, de exemplu, dacă vă e dor să vedeți fotografii cu Ion Iliescu la diferite conferințe, întâlniri cu anumiți lideri, dintre care președinți de stat, Henry Kissinger și așa mai departe, în această carte, Ion Iliescu, fragmente de viață și istorie trăită. O carte interesantă, documente, este făcută și de Sergiu Nicolaescu, Lupta pentru putere, decembrie 1989. Știți că Sergiu Nicolaescu a fost și cel care a fost senator și a făcut și acea comisie pentru aflarea adevărului din timpul Revoluției Române din decembrie 1989, cu o grămadă, am și volumul acela pe undeva, s-a transcris. Întrebările pertinente, discuțiile foarte bune, ideea foarte bună, rezultatul nu. Adică fără rezultat. Mă rog, a ieșit că a fost revoluție, dar este interesant pentru că Sergiu Nicolaescu, un apropiat al lui Ion Iliescu, spune lupta pentru putere și nu spune nici revoluție de stat, nici lovitură. Se vede că venea dintr-o lume a regizorilor și a actorilor care știu foarte bine să-și dezvolte argumentele. Așa că este o carte care cumva stă mărturie, pentru că sunt foarte multe documente în această carte, asupra vremurilor care le-am trăit unii dintre noi sau pe cele care e bine să le cunoaștem. Rolul și atribuțiile Consiliului Frontului Salvării Naționale este, de exemplu, pe 26 decembrie, Ion Iliescu spune că am început cu o primă concretizare a structurii noastre. La nivelul Consiliului am făcut numiri deocamdată pentru perioada de provizorat și Consiliul a dezbătut, a adoptat președinte Ion Iliescu, vicepreședinte prim, vicepreședinte Dumitru Mazilu, vicepreședinți Cazimir Ionescu, Chirali Caroli, Dan Marțian, secretar Bogdan Teodoriu, membrii Vasile Neacșa, Silviu Brucan, Gheorghe Manole, Ion Caramitru, Nicolae Radu. Și spune, au fost constituite totodată comisii de lucru ale Consiliului, Comisia de Reconstrucție și Dezvoltare Economică, pentru că economia era praf chipurile, Comisia pentru Agricultură, Comisia Constituțională Juridică și pentru Drepturile Omului, Comisia pentru Tineret, pentru Politică Externă, pentru Știință și Învățământ, pentru Cultură, pentru Mediu și Echilibru Ecologic, pentru Minoritățile Naționale, Administrație Locală, Colectivul și Împuterniciția Consiliului, Colectivul pentru Relațiile și Publicul, cu Publicul și Mijloacele de Informație Masă. Față de lista de 39 de persoane,
știți lista aceea, cu ultimul pe listă, Ion Iliescu. Este o carte scrisă de istoricii Mihail Andreescu și Ion Bucur cu Revoluția Română în București. Mai aveam aici un volum. În cartea aceasta, Clubul din inima mea, ce se ia Steaua București, este o carte, un interviu luat împreună de mine către generalului Roșu, cu un mandat al Clubului Steaua, un handbalist de național în vremea când național a jucat handbal și participant activ la evenimentele din decembrie 1989. A fost cel care i-a descoperit acele colete, pentru că elicopterul, când a venit cu cadavrele soților Ceaușescu, n-a aterizat pe stadionul Gâncea de teamă ca să nu se tragă. Au venit, au așteptat să se facă lumina. A doua zi, când s-au dus, le-au găsit aruncate acolo. Au venit Stănculescu și cu Gelu Voicam Voiculescu și le-au ridicat. Deci cel care a spus acest lucru și l-a menționat acum când l-am scos în 2017, nu am mai găsit acea informație până atunci, și anume faptul că cadavrele soților Ceaușescu au fost aruncate și nu au fost aduse. E interesant că Ion Iliescu, de exemplu, a scris foarte multe cărți după 1989. Una dintre ele este Revoluție și Reformă, scoasă în 2004, dacă nu mă... 94. Scoasă cartea Revoluție și Reformă, adică vedeți că e un președinte care mai și scria, să zic că și Claus Iohannis scrie acum pas cu pas, și așa mai departe, dar Ion Iliescu a scris despre Revoluție și uitați cum explică Ion Iliescu procesul lui Nicolae Ceaușescu. Știm toți că a fost un proces făcut ai hui, a fost organizat și părerea mea este că Ceaușescu a fost împușcat, omorât, de fapt, pentru că știa prea mult. Închipuiți-vă cum ar fi fost să trăiască Ceaușescu și după o perioadă presa să poată să ajungă la el, să ia interviuri sau să vorbească despre cine este Iliescu, despre cine sunt ceilalți și așa mai departe. Și vă citesc din cartea lui Iliescu. Soarta lui Nicolae Ceaușescu și a soției sale s-a hotărât în condiții excepționale ale acelor zile din decembrie 89, când înfruntările armate din diferite orașe ale țării dădeau temeiuri de îngrijorare celor care se temeau de un război civil. Numărul mare al celor căzuți în zilele care au precedat fuga dictatorului și victimele produse de luptele de stradă ce au urmat acestui moment, schimburile de focuri care se întețeau fără a putea avea o estimare exactă a forțelor decise să apere regimul răsturnat, panica și suspiciunea ce domneau în întreaga țară au provocat un climat excepțional, extraordinar. Acum nu știm acei teroriști cine sunt, cum sunt și așa mai departe, dar ei au avut un rol bine definit. O să vorbesc despre ei, mai ales în un Talmeș-Balmeș bine regizat de către Ion Cristoiu, în care, mă rog, pune și el niște întrebări impertinente și logice în același timp. În orice caz, este evident că dacă în ziua de 22 decembrie Nicolae Ceaușescu și soția sa ar fi fost prinși de mulțimea din piață, ei ar fi fost linșați. Este adevărat sau nu? Nu, e istorie contrafactuală. Lichidarea lor fizică, fără judecată, în circunstanțele de atunci, nu ar fi ridicat nicio obiecțiune. Adevărul că la Revoluție se moare și dacă ar fi fost așa, nu cred că ar fi fost o problemă atât de mare obiecțiune precum naște acel proces făcut așa ad hoc și stabilit. În aceste condiții am aflat în dimineața zilei de 23 decembrie că Nicolae Ceaușescu fusese arestat și că se află deținut într-o mică unitate militară de lângă Târgoviște. Pentru a pune capăt oricărei rezistențe, trebuia în primul rând luată orice speranță unităților sau indivizilor fanatici în stare să se bată atâta timp cât dictatorul răsturnat era încă în viață. Fie și numai terorizați la ideea că dacă ar reveni la putere, se va arăta neîndurător cu cei care nu l-ar fi apărat până la ultima suflare. Pe de altă parte, eram conștienți de faptul că unitatea militară căreia îi revenea sarcina de a asigura paza acestor prizonieri ieșiți din comun, nu avea mijloacele de a rezista unui eventual atac al partizanilor. Adică Iliescu lansează aici ipoteza că oamenii s-ar fi dus să ia cu atac garnizoana respectivă. Acest fapt ne îngrijora cu atât mai mult cu cât radarele armate înregistrase semnale putând lăsa să se creadă că unități de elicoptere dădeau târcoale acelei zone. N-ai de unde să știi. Membrii proaspătului birou al Consiliului Frontului Salvării Naționale, care au putut să se reunească în acele condiții dificile, trebuiau să iau hotărâre privind oportunitatea de a organiza imediat procesul lui Nicolae Ceaușescu. Firește amânat până în momentul de... Mie îmi sună așa ca și cum era acea
paralelă milițiile acelea paramilitare legionare. Te prind, te, mă rog, prind, te caută, te judecă și te execută. Firește a amânat, oricând imediat procesului Ceaușescu, firește a amânat până în momentul în care justiția ar fi putut să se exercite cu toată seninătatea necesară odată construit statul de drept. Acest proces ne-ar fi adus un capital politic important. Dar atunci aveam timp și mai ales aveam dreptul să așteptăm, întreabă președintele Iliescu. Pentru noi, pătrunși de ideea că înverșunarea cu care Ceaușescu se agățase de putere îl face responsabil de atâtea suferințe și mai nou de atâtea vieți pierdute de sângele care continuă să curgă, sentința unui proces organizat în condițiile de atunci era neîndoielnică. Deși am ezitat inițial la ideea de a organiza acest proces, am acceptat rațiunile care o impuneau. Decizia privind organizarea procesului ne-am asumat-o deci cu toții. Asta face un bun politician și un bun diplomat, îi face să-și asume toți, nu doar unul singur. Hotărârea noastră a fost determinată de două rațiuni, cât se poate de simple, a căror evidență nu a lăsat loc ezitărilor conștiinței. Convingerea că dispariția lui Ceaușescu se va face să înceteze orice rezistență, deoarece chiar dacă în spatele său s-ar mai fi găsit forțe dispuse să rapele acestea, ar fi renunțat să mai lupte, aflând că deja cauza lor este pierdută. Adică, cu alte cuvinte, Consiliul acesta nou format a zis că trebuie să salveze oamenii de la moarte și să-l omoare prin aceasta pe Nicolae Ceaușescu. Și a doua, locul de detenție era prea puțin sigur și situația din țară nu permitea. Mă rog, spune că a fost însărcinat generalul Stănculescu să organizeze în cel mai mare secret procesul la fața locului, în chiar unitatea militară unde era Ceaușescu. Adică procesul era, duceți-vă și omorâți-i. La cererea noastră, el a luat legătura cu Procuratura și Tribunalul Suprem, astfel încât acest proces se desfășura în condiții cât mai bune. Consiliul i-a delegat de asemenea pe Măgureanu, celul Voican Voiculescu, pentru a asista la proces. Și, mă rog, copia a fost trimisă la televiziune, procesul s-a întâmplat, mă rog, care omorârea lor în ziua de 25 decembrie. Un alt actor important, Petre Roman, libertatea ca datorie. El vorbește aici și despre tatăl său, Walter Roman, știți, cel care a venit cu forțele, mă rog, cu armata rusă, a adus-o la, în România. Spune despre tatăl său un lucru de apreciat: băiatul meu, trebuie să știi că tatăl tău este un om cinstit, îi zice taică-său lui Petre Roman, și că orice ai auzit, nu ai de ce să-ți fie rușine cu el. Tatăl tău are dreptate și poți fi mândru de el, chiar și atunci, și mai ales atunci când totul e pierdut, trebuie să ne păstrăm demnitatea. Adică Petre Roman spune că este o persoană demnă, cu demnitate, care și-o păstrează și, bineînțeles, este un patriot. A participat activ la Revoluție, chiar spune: la două noapte m-am întors acasă istovit, murdar și ud, am dormit 4 ore. Dimineața, foarte devreme, m-am dus la Politehnică. Socoteam că noi, profesorii, nu puteam să rămânem neimplicați. În Politehnică, spune el, era o atmosferă bizară, aproape ireală. Decana, secretarul de partid, se afla acolo, trași la față, și el spune că trebuie să luăm atitudine. Fă ce vrei, la urma urmei, e vorba de viața ta, nu a mea, i s-a spus acolo. După care spune că, în sfârșit, gata, despotul fugise. Vorbea, trebuie să anunțată poporului în chip solemn fuga tiranului. Apoi strigătul a fost reluat ca o luzincă. Uite, el e profesor, știe a vorbi. Am încropit în pripă 2-3 faze care mi-au venit atunci în minte, apoi din balcon am rostit aceste cuvinte: compatrioți, Ceaușescu a fugit. Noi astăzi proclamăm abolirea dictaturii. Noi astăzi declarăm că de acum înainte puterea aparține poporului. A zis eu, adică nouă, am hotărât atunci să ne ducem cu toții la sediul televiziunii despre care auzisem că se află în mâinile insurgenților. Vedeți, în toată acest talmeș-balmeș au fost niște oameni care, bineînțeles, au hotărât, au văzut, au hotărât de la sine putere și au avut o idee simplă: abolirea dictaturii și preluarea puterii de către... Am fost primis cu entuziasm și împiși în platou, unde eu am citit acea proclamație redactată în sediul CC. Și, mă rog, după aceea știți foarte bine cum Petre Roman a acceptat să fie primul ministru, a venit un guvern și toate cele. O carte, o revistă de la Institutul Revoluției Române din decembrie 1989, eu am un studiu aici de vreo 30 și ceva de pagini, în care am analizat manipularea mass media în timpul Revoluției, tot felul de știri cu, așa cum s-a zice astăzi, breaking news,
pe hârtie și pe undele radio, cum că la Timișoara sunt 60.000 de morți, cum că acolo s-a întâmplat asta, cum că Ceaușescu și așa mai departe, făcute din punctul meu de vedere, după ce am citit știrile din vremea respectivă, să creeze panică pentru a putea cumva să se să vină cât mai mulți oameni în piață. O chestie interesantă, pentru că este și o premieră, Revoluția Română în direct, cu o prefață scrisă de directorul televiziunii române din acea vreme, Răzvan Teodorescu, vicepreședintele Academiei Române de astăzi. Românii, vedeți, să pricep și la premie. Revoluția Română în direct, am avut, erau atâtea documente că Hotelul Intercontinental era plin de reporteri din toată lumea care au venit să filmeze, să transmită și așa mai departe despre cum, cum se întâmplă și ce se întâmplă acolo. Așa că sunt stenogramele din vremea respectivă, iar Răzvan Teodorescu spune în introducere că, imediat vă găsesc, dacă la ultima pagină acestei cărți, cel care a străbătut-o va avea o icoană veridică a unui eveniment crucial pe care l-am trăit cu toți, intențiunea unei răscruce a istoriei, misiunea noastră a celor de la televiziunea română a fost încheiată cu bine astăzi, la un an de la insurecția din decembrie. În chip firesc amintirii ei copleșitoare se închină această carte marturie. Este o carte pe care vă recomand Împușcații că nu sunt oameni. Este scrisă de Asociația pentru Adevărul Revoluției din Cluj, Fundația Academia Civică din Cluj, despre ceea ce s-a întâmplat în orașul din Transilvania, decizii și așa mai departe. În cartea lui Ion Cristoiu sunt câteva chestii, sunt foarte multe, de exemplu, întrebări, e stilul arhicunoscut în care încearcă prin întrebări și prin experiența pe care are să deslușească anumite evenimente. Mie mi s-a părut interesant textul, printre altele, textul despre semnat de Malgoșa Gago și Willy Golberin, Revoluția furat, în care autorul, în 1991, pune întrebări de ceea ce înseamnă Revoluția furată. Talmeș Balmeș, bine regizat, are două volume, nu este doar unul singur, este apărut la editura Mediafax. O să vină cu întrebări și cu, desigur, argumente în acest volum, plecând de la cine a tras în noi, pentru că este o până și astăzi, de exemplu, există această întrebare și cumva ar trebui găsit, ar trebui statul să se ocupe și de aceste lucruri. Vorbește, de exemplu, despre cartea lui Radu Portocală, puțin după jumătatea lui decembrie 89, când nu au avut loc primele manifestații la Timișoara, postul național de televiziune francez mi-a cerut să fiu consultat până se liniștesc lucrurile. Nimeni nu putea să prevadă atunci care avea să fie cursul evenimentelor. Am putut urmări astfel minut cu minut ce se întâmplă în România, cu avantajul celor care a aflat departe și poate forma o imagine chiar, care, chiar dacă nu e adevărat, nu e cu adevărat de ansamblu, este măcar mai puțin fragmentat. Și o chestie interesantă pe care o spune aici este faptul că pe 22 sau 23 decembrie pe ecran a apărut un bătrân săran venit, cred, din Maramureș, îmbrăcat în straie naționale și a făcut apel ca oamenii să vină în țară, fără, de exemplu, apropo de manipulare, de unde știa el că se găsise o formulă tehnică pentru a transmite în Occident emisiunile TVR-ului. Sunt și, de exemplu, în scrisorile din închisoarele Zoii Ceaușescu. Stau singură, nu vorbesc. Și aici este o altă chestie care spune foarte multe despre noi. Să le arestăm copiii, să-i torturăm, să-i, mă rog, tot felul, adică acea ură care nu poate completa, mă rog, nu poate fi frânată de către rațiune. Stau singură, nu vorbesc cu nimeni, spunea Zoia Ceaușescu, nu aflu nimic și acum nici măcar ziare nu mai am. Nu mai am nici ce spăla. Zilele astea am fost atât de disperată și când simțeam că nu mai mă pot stăpâni, că voi începe să urlu, să mă sfarăm, mă apucam să spăl. Am spălat și cu apă rece, am plecat cu dușmanie tot ce am găsit pentru a nu mai mă gândi
la nimic. Sunt foarte multe, nu avem timp acum să le citim și orice aș fi făcut, chiar dacă aș fi făcut ceva reprobabil, ceva foarte rău, nu poate exista vreo lege care să mă condamne să suport degradarea asta. De mii de ori preferabilă condamnarea la moarte. Mă doare groaznic capul, îmi vine să vomit și nervii m-au cedat. Lașitatea oportunismului, apropo de suminarea economiei naționale în cadrul procesului de acolo. Și uitați ce spune maestru Cristoi, diversiunea cu teroriști a fost planificată cu mult înainte de căderea lui Ceaușescu. Ea trebuia să fie punctul culminant al demonizării. Urmarea acestei demonizări, însăși românii trebuiau să ceară lichidarea lui Nicolae Ceaușescu. Teroriștii din decembrie 89 au avut mai multe roluri. Să legitimeze noua putere, să adâncească demonizarea lui Ceaușescu, să creeze în opinia publică speranța că fenomenul terorist va lua sfârșit numai dacă Nicolae Ceaușescu va fi împușcat. Să albească armata, implicată până în gât în represiunea din 16-22 decembrie 89, transferând responsabilitatea morților și răniților asupra securității. Care securitate, potrivit manipulărilor de după 20 de decembrie, a acționat pentru lichidarea noii echipe și readucerea lui Ceaușescu la putere. Nu vă mai spun foarte multe din această carte, dacă vi se pare interesantă, o puteți găsi. O carte, mă rog, ce Eric Hobsbawm, v-am zis, Secolul Extremelor, este una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit ca analiza relațiilor internaționale și eu vreau să vă spun și punctul lui de vedere despre evenimentele din decembrie 89. Apropo de sfârșitul socialismului. Și uitați ce ia câte trei citate din primul este din Walter Benjamin din 1979 și spune: pentru sănătatea Rusiei revoluționare există o condiție indispensabilă, să nu apară niciodată o piață neagră a puterii, așa cum s-a întâmplat odată chiar în Sânul Biserici. Dacă în Rusia va pătrunde corelația europeană dintre putere și bani, atunci probabil că nu numai țara, nu numai partidul, ci și comunismul va fi pierdut în Rusia. Levin în Kerblai spune: nu mai este adevărat că un singur crez oficial este unicul ghid operativ de acțiune. Coexistă mai multă ideologie, o mixtură de mode și de gândire și cadre de referință și nu numai în societate, ci și în interiorul partidului și al conducerii. Un marxist, leninist, rigid și codificat nu putea să răspundă nevoilor reale ale regimului decât în retorica oficială. Iar unul dintre citatele interesante: cheia realizării modernizării este dezvoltarea științei și a tehnologiei. Vorbăria goală nu va aduce nicăieri programul nostru de modernizare. Trebuie să avem conștiințe și personal pregătit. Acum ne dăm seama că China este cu 20 de ani în urma țărilor dezvoltate în știință și tehnologie și educație. Încă din timpul restaurării Meiji, japonezii au început să facă eforturi mari în știință, tehnologie și educație. Restaurarea Meiji a fost un fel de curent modernizator promovat de burghezia japoneză. În calitate de proletari, noi trebuie să putem să facem mai bine, spunea Deng Xiaoping, în Respectați cunoștințele, respectați persoanele calificate din 1967. Vedeți ce spunea Deng Xiaoping în 1977 și vedeți ce înseamnă China astăzi. Poate și cei ai noștri conducători află și că lumea este mai lungă și mai mare decât zona occidentală, în care este bine că suntem și ne dezvoltăm. Și, de exemplu, vorbește despre 1989-1990, a apărut într-un totul firesc, mai ales în anul bicentenarului din 1789, adică la 200 de ani de la Revoluția franceză, să se definească schimbările din 89-90 drept revoluții este-europene și în măsura în care acele evenimente au dus la răsunarea unor regimuri, au fost revoluționare. Însă termenul îi duce în eroare, spune Eric Hobsbawm, marxist în tinerețele lui. Niciunul dintre regimurile din Europa răsăriteană nu a fost răsturnat. Niciunul, cu excepția celui din Polonia, nu conține în sine nicio forță internă organizată sau neorganizată care să constituie o amenințare serioasă la adresa lui, iar faptul că în Polonia există o opoziție politică puternă confirmă ideea că sistemul de acolo nu a fost distrus de pe o zi pe alta, ci a înlocuit de un proces negociat sau compromis și reformă, de compromis și reformă, nu foarte diferit prin cel din Spania care a făcut trecerea de la Franco la democrație. Amenințarea cea mai apropiată pentru cei aflați în orbita sovietică venea de la Moscova, care le dăduse clar și de înțeles că nu îi va mai salva prin intervenție militară ca în 56
și 68 fie și numai pentru motivul că încheierea războiului rece dădea făcea ca sateliții să fie mai puțin necesari Uniunii Sovietice. Mai zice el despre Alexander Solzhenitsyn, chiar și un adversar atât de înverșunat al comunismului cum a fost scriitorul rus Alexander Solzhenitsyn, și-a consolidat cariera de scriitor afirmându-se în cadrul sistemului care i-a permis și l-a încurajat să-și publice primele romane în scopuri reformiste. Vorbește și despre Ceaușescu, dar aproape nimeni nu credea în sistem și nu simțea niciun fel de loialitate față de el, nici chiar cei care îl conduceau. Am fost surprinși fără îndoială atunci când masele au renunțat în sfârșit la pasivitatea lor și și-au demonstrat dizidența. Momentul de stupoare a fost imortalizat pe peliculă atunci când președintele Ceaușescu, în decembrie 1989, s-a confruntat cu mulțimea care, în loc să aplaude credincioasă, a început să huiduie, dar au fost surprinși nu de dizidență, ci de acțiune. În momentul adevărului, niciunul dintre guvernele est-europene nu a ordonat forțelor sale să deschidă focul. Toate au abdicat în liniște, cu excepția României, dar chiar și aici rezistența a fost de scurtă durată. Așadar, sunt foarte multe lucruri interesante despre servicii. Constantin Corneanu a folosit foarte multe rapoarte, a făcut foarte des referire la evenimentele acestea. Cartea este cu o prefață de Ion Iliescu, în care vorbește despre Revoluția Română și că cum ce și, adică nu vreau să mă repet în ideea în care el încearcă cumva să-și argumenteze ideea că a fost o chestie spontană, că lucrurile au fost inopinate și la sfârșit lucrurile s-au întâmplat așa cum, nu așa cum se așteptau, dar până la urmă bine că s-a întâmplat așa, că am salvat democrația. Din punctul meu de vedere sunt întrebări pentru istorie, poate ar trebui cumva ca oamenii aceștia care mai trăiesc să-și lase ca o datorie de onoare anumite manuscrise cu ceea ce au trăit ei în acele vremuri. Vedeți că aceste regimuri totalitare, cel puțin din cartea aceasta cu principiul dominoului, o să putem, am putut înțelege de fapt că se hotărâse sau la Malta a fost acel imbold, pentru că în această carte a lui Tauman, Gorbaciov, de exemplu, Gorbaciov a acceptat unificarea Germaniei și de acolo, de semnalul dărâmarea zidului Berlinului, a fost edificator pentru ceea ce a urmat în zona respectivă, iar Uniunea Sovietică s-a cumva restrâns în încercarea de a se stabiliza și tot nu a reușit să facă acest lucru. Putea spune Gorbaciov, nu mă interesează destabilizarea situației în RDG. Sunt lucruri care rămân mărturie în rezultatul de la Malta, așa cum l-a văzut Gorbaciov, a fost încheierea cu adevărat a războiului rece. Dovadă că această privință a fost ales faptul că peste câteva săptămâni secretarul de stat american Baker a lăsat să se înțeleagă că Washingtonul nu ar avea de obiectat dacă forțele tratatului la Varșovia conduse de sovietici ar interveni în România pentru a pune capăt băii de sânge care însoțea căderea lui Ceaușescu. Moscova a refuzat să acționeze ca atare. Cernaev a condiționat că Malta asigurase condiții externe pentru accelerarea perestroicăi. Eu voi mai face referire și la, și la aceste lucruri. O paradă de 1 mai, de exemplu, din 90, este redată aici în carte cu Jos Gorbaciov, oamenii, pentru că aveau dreptul să, mă rog, așa începuse să ceară demisie sau să spună anumite lucruri, jos biroul politic, jos PCUS, exploatatorul și jefuitorul poporului, jos Imperiul Roșu Fașist, Ceaușescu al biroului politic afară din fotoliu și marș la închisoare. Adică, ca de fiecare dată, nemulțumirile oamenilor ating cote de neimaginat. Ca orice revoluție, revoluțiile nu aduc nimic pozitiv pe loc. Ele se întâmplă și practic imboldul și evenimentele după Revoluție până să se așeze într-un anumit făgaș și din păcate pentru populație nu aduc lucruri pozitive. Uitați ce a urmat după 1990, până la instaurarea Constituției, până la adoptarea Constituției, până la adoptarea unui parlament și a unui guvern, până
frământarea aceasta a vieții politice, sincopele, acele privatizări, acele nu ne vindem țara și așa mai departe, până cumva în anii 2000 să putem să intrăm în structurile NATO și ale Uniunii Europene și așa mai departe, sunt lucruri care merită cumva atenția noastră, cum am reușit dintr-o țară fără datorii externe să ajungem la datorii astăzi mai mari decât au fost în 1989, de ce nu am reușit să construim, de ce nu am reușit să ne dezvoltăm infrastructura, de ce nu reușim cumva să găsim anumiți lideri politici care să creioneze anumite strategii pentru România și pentru români. Sunt întrebări care vor face din nou și din nou, și bine că se întâmplă acest lucru, subiect de cugetări ale noastre. Revoluția, așa cum mi se spune, lovitura de stat, așa cum am spus la început, contează poate mai puțin, cum se numește, important este că începând cu 1989, practic, schimbarea s-a produs cu adevărat în România. Au apărut mai multe partide, au apărut mai multe cotidiane, presă și așa mai departe, și de acolo am putut cumva și călători liber și nu numai. Deci, dintr-o țară închisată într-un regim socialist totalitar, am devenit o țară cumva cu mai multe și mai multe drepturi și responsabilități. Ce nu am reușit să facem și noi, unul dintre regretele poate care ar trebui să ne dea de gândit este că nu am, după ieșirea Republicii Moldova din Uniunea Sovietică, nu am reușit să facem acea unire pe care mulți dintre noi și-o doresc. Până data viitoare, vă doresc toate cele bune, seară plăcută!